Astăzi am făcut Scanderberg cu youtuberii români. Știți voi, competiția de forță pe care am făcut-o toți. În copilărie nu primeam nimic, dar dacă youtuberii de azi reușesc să mă pună, vor primi 1000 de euro. Nu uitați să rupeți butonașul de like și hai să trecem la clip. Înainte de a începe acest vlog, vreau să nu vă speriați de fața mea, pentru că am fost la dermatolog, ca frățiorul vostru vrea să aibă fața puternică rău de tot și acum am niște semne, dar o să-mi treacă, o să fie bine. Suntem aici alături de muntele României care bagă un shake puternic. Pregătiți-vă youtuberilor că vin să vă rup mâinile puternic de tot. Pentru miza aia mare de 1000 de euro. Ca și cum eu o să fiu levelul easy, încălzirea ca și cum, iar Bordean o să levelul master hard. Level 9999. Da, printre toți youtuberii de astăzi avem și câțiva youtuberi care fac sală și care sunt într-o condiție bună fizică. Haideți să vedem ce o să se întâmple și cine o să reușească să-l pună pe muntele României. Hulk de România. Am ajuns la Shelly. Shelly o să fie primul concurent de astăzi. Care este după bătaie, că a zis că vine singur picat. Am zis, bă, cu ce am supărat eu, convenit, adică... Ba, stai că avem emoții din ăla puternic! Ce emoții mă cred? Ce biceps ai acolo? Ce ții sub capot? Dacă te fac cu biceps ăla, ar fi mai mare mașina. Încă nu am discutat cu Shelly despre miză, deci mi-a avem o miză? Dacă mă faci pe mine, așa? Ai, direct, frumos. I-am pregătit, ai născut. Ia unde, am tot ai făcut! Deci dacă mă faci pe mine, ai 100 de euro. 100 de euro? Dacă îl faci pe Bordeanu, ai 1000 de euro. Puternic. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Bine! Vezi că e bine! Chiar nu mă așteptam! Vezi că Shelly chiar e bun mă rog de tot! Vezi că te-a apucat să ai bine! Ba, acum sunt Bordeanu! Ce să mă fac cu Bordeanu? 1000 de euro! Deci dacă Shelly îi spune pe Bordeanu acum... Am cele mai mari șanse! 1000 de euro! Hai să vedem! Hai! Ia, bă, unde se gândește? Bă, ești bun? Mis, bă, de bă! Bă, tu ai muși degeaba, mă, ai muși artificiali? Bă! Cine? Oamă, ce a fost? Nu vine să cred. Este 100% real. Nimic n-a fost decizat aici. Eu chiar l-am pus pe Bordeanu. Asta înseamnă că Picanu ne rocește pe Bordeanu. Da, fraților, se pare că Antonio Picanu a pus mușchi. Asta este. Mulțumim mult. Cineva a spus cum e. Te pupăși cel mai stimule toată. Hai la următorul youtuber. Tata! Te pup, mă, zbârule. Ce zici? Cum ești? Băi, ești de bun? Păi și nu veni niciuna la Băneasa să dăm un Scanderberg puternic? Acolo direct, așa, ești de bun? Pe mașină facem. Îmi dai share location și sunt acolo în 5 minute. Fim pe mătură direct. Ne-am întâlnit și cu zbârul, suntem aici la Băneasa puternic. Treaba e o treabă puternică, bag un milion. Când a venit vorba de banii noștri, am făcut fața aia puternică. Avem aici peste 1000 de euro. Dacă reușești să mă dai pe mine, ai 100 de euro. Și dacă reușești să ne dai pe amândoi, ai 1000 de euro. Nu la un loc, separat. Dacă nu reușesc să dau pe niciunul, iau 100 de euro. Ne luăm în brațe și doamnește, nu? Adică... Doamnele așa. Știi că eram slab înainte, nu? Da. Bine, încă n-ai construcția, nu ca el. Nu sunt ca el, dar... Am măcar... Da, e bine, hai să vedem dacă luăm măcar 100 de euro aici. Atenție că dacă rupem masa zbârlei, 699 de lei de contare, da, direct, puternic. Ești pregătit? Bă, da. Nu-s pregătit, dar pot să mă pregătești cum sunt. Vezi că pe Shelica l-am dat. Nu mai spune mai mult. Bă, lângă mâna, ca lumea ți-a mai zis odată. 3, 2, 1 și start! Mă, de ce tare, mai multe poți să le susțin. Are. Da, are. Hai, Andrei, Bine! Bine, stai bine aici, bun, tare masă. Bă, stai bine, te dau de aici, da. Am pus puternic! Hai să vedem acum pe zbârul cu Andreiu! Eu l-am încălzit! Acum cu Andreiu cu două mâini, să moare Jaxana! Hai să încercăm cu stânga! Următorul să facă primul! Vrei cu stânga? Hai cu stânga! Că dreapta e probă! Și acum îl vezi pe zbâr că e stânga și mai are încă 3 mușchi! Nu stânga! Da, vezi că eu stânga! Hai să încercăm! Ce mă? Ești nebun. Are mâna cât corpul meu. Vezi, zbârule, că Shelly l-a pus pe Bordeanu. Da? Adevărat. Cu mai cine? 100% real. 100% real. 3, 2, 1, 5. Bă, să nu o mâine.
Hai, te ajut eu. Dă, nu? Da, nu? Deloc. Dar cu mine are. Hai că cu mine a avut așa un pic. Bă, da, mă, dar nu știu la Scandalberg, mi se pare că tot timpul dacă are cineva mâna mai lungă, da, e mai ușor. Știi cine are mai are bine rău pe Scandalberg? Mă, da, dar e plecat. Mă, dar e plecat, da. Bă, mă, da, chiar le are. Mă, da, da. Da, nu? Nu știu, dar le are. Da, da, da. Nu știu, dar le are. Păi, faci și partea a doua dacă acest clip strânge, nu știu, câte l-ai făcut? Am zis eu la început. Nu, mă, de la ai fost. Bă, rulele, câte l-ai? 28.000 de like. 28.000? Da, like, așa. Sunte mai aici cu cearul puternic rău de tot ce anul deja s-a mirat de bice, să vreau care a crescut foarte mult. Da, bă, chiar s-a făcut mare omul. E ce trebuie. Băi, ce anule, ideea asta ca am în felul următor. Avem aici peste 1000 de euro. Da, să punem un titlu 1000 de euro ca să fie așa, adică bani pe bune. Dacă mă dai pe mine la Scandalberg, ai 100 de euro. Iar dacă îl dai pe Andrei Bordeianu, au tărnut, ce părere ai de omul? Micuț, nu? Da, micuț, da, deci bănuiesc că momentan nu au fost câștigați de nimeni, dar poți fi câștigat de tine. Deci bă, pe Bordeianu sigur îl fac, dar pe tine nu știu. Da, nu? Așa zic și eu. Bă, mă, ce anul, ești pregătit? Bă, eu niciodată n-am fost bun la Scandalberg. Bă, nicio. Eu am fost 0. 3, 2, 1 și... Bă, vezi că ce anul chiar are putere! Dă-i, cu 1000 de euro, 2000 de chinezi versus o mână de rom. Abia l-am clintit pe picani. Bagă 2000, bagă 2000, bagă 2000 în viața mea. Bă, frate, are brațul. Cât corpul meu? 3, 2, 1 și... 2. Bă, 1000 de euro! N-are sens. Ne face viața asta. Ajung la mântenii acasă, casa mare de Axara, dacă nu... Face și noi Scandalberg putere, deci fiți atenți, băi, nebunilor, nu mai stăm la discuții la dinastea. Peste 1000 de euro avem aici, dau toți bănuții ăștia, dacă, atenție, dacă mă puneți pe mine la Scandalberg, dar și pe Bordea. Dar dacă mă puneți doar pe mine, veți primi 100 de euro. 5 milioane. E bine? E bine. Merge? Mulțumesc cu 5. Hai să vedem puterea muntenilor, cine o să câștige, pentru că momentan nu m-a dat nimeni să-mi arăt. Sau Cristi. Vreau să fie un meci corect între Vlad și Antonio Pican. Hai să vedem cine va câștiga. Îi dăm putere, da? Hai, ești pregătit? Da, acolo, pregătit. 3, 2, 1 și... Nu pot să-l clintesc! Acum, în momentul de față, ca să echivalăm lucrurile, muntenii vor face Scandalberg cu Bordeanu cu două mâini, iar acum dacă îl puneți pe Bordeanu, inclusiv chiar dacă nu a spus pe mine, aveți 1000 de euro. Dacă dați, 1000 de euro. Uitați-vă la gorila asta. 3, 2, 1 și... Bine! Hai, poți? Hai! 3000 years later. One eternity later. Bine, 1000 de euro. La Kenny. Gata, băieți, am luat banii. Acestea fiind spuse, Cristi, prin tehnica lui de muntean adevărat, a reușit să-l dea pe Bordeanu cu două mâini, așa că trebuie să-ți dau 1000 de euro. Ma, nebune. Dar înainte de asta trebuie să...
Schema de percepție. Schema de percepție. 2 3 4 6. Hai, bă, nu mai număr atâta, chiar nu mai contează. Am luat direct pe toți și doar în buzunar, frate. Uite-te aici. Schema de percepție. Bă, ăsta mi-a luat. Bă, bă, Cristi, dai împărțim ca frații? Nici vorbă, de ce mă? Anii ăștia astăzi au făcut în conjurul lumii să moară ceața de data, că nu avem acum peste 1000 de euro de dat. Lu, Dima, dar nu ți dau momentan decât dacă mă faci la Skanderberg. Și nu avem. Dacă mă faci pe mine, primești cam atât. 100 de euro? 5 milioane. Dacă îl faci pe nebunul ăsta, 1000 de euro. Adică toți bani ții așa frumos, dar ți-i dați momentan. Hai să dăm Skanderberg. Hai, 3. Ce-mi trei, mă? Stai un pic. Ești bine? Ma, brother? Pregătit? Nu vreau să-ți asultam. Vreau să-i umești corect, da? 3, 2, 1 și... Hai, fătă, Dima. Hai, fătă, Dima. Hai, care? Dacă e... Aleluia! S-a pregătit, mă, să-i la pregătit. Să-ți-mi bani în casă. Că tu, o la lei, o plăță chiar. La pistă de rezistanță. La pistă de rezistanță, Bordeanu. Aici poți să mă urc. Și ca să fie meciul corect, 2000. Face cu 2000? Da, 2000. 3, 2, 1 și... Ia bani, ia bani, ia bani! Ia o mie! Ia o mie, bă, eu o să mă râd de soare dacă nu! Bă, dar trebuie ca să faci, bă, serios! Îi dai? Hai, Bordeanu, le dai! Deja v-a încerc, că nu poți să stai asta nici 2-3 prea mult! Nici eu nu pot să dea, nu, dar nu ai vrea să dau! Egalitate, îi dau 500 de euro! Nici eu nu-l dau, dar nici... Cum asta nu va să te dea? S-a rumat asta puternic. S-a rumat. Bă, e prea puternic, Bordeanu, mă. S-a rumat. Și-am zis. Bă, este o cară de apă, băi, ce să mai mărânci? Gata. Hai de bani acolo. Plătește ce ai spus tu la telefon? Ce am spus la telefon? Că filmă și mă, cine ești micuț? Cu cine ai zis că filmezi, mă, handicapaturile? Eu uită-l pe ăsta, eu uită-l pe ăsta, nu intră pe poarta, mă. Trage-mi vremuri, foarte bună formă, ai fost felicitări, bravo, hai intrat. Hai că pentru tine găsesc eu ceva de muncă pe șantier, băiatul meu. Vezi toți bolțanii aia de beton? Știi cum băieții mei, ia uite-l. Uite-le, care este faza? Noi am dat Skanderberg cu youtuberii români, i-am dat pe toți, eu i-am dat pe toți. Eu că tu ne-ai spus că ai o problemă cu Skanderbergul. Nu, dar eu nu fac Skanderberg, băi, ești nebun. Vrei să-ți povestesc? Vrei să povestesc povestea? Ia, că nu-mi e rușine. Fiat. Eram la Neața cu Răzvan și Dani. Bolanul ăla de Florin Stei sau nu mai știu. Sau nu mai știu dacă Răzvan sau Dani, nu știu, unul dintre ei, nu știu. Fiate, nu. Era Cristian Mărgărit, invitat. Actualmente nutriționist. Nu are o formă fizică cea mai șmecheră. Cristian, tu știi, nu e o rușine sau o șeră, da? Ce crezi? Ce crezi? Fost campion la Skanderberg, finalea groasă, eu habar n-aveam, înțeleg? Ce ăștia că, hai, faci un Skanderberg cu Cristi? A fost unul la unul, dar nu mi-e rușine să spun că cred că m-a lăsat. În orice caz, problema nu e asta. Contractură la bicepsul, bă, brachial. O lună și când făceam hamăre, plângeam. Nu mai, tată, nu trebuie așa. Ești flotar bun? Eu, da, vrei să ne jucăm cu flotar? Vrei să facem flotar puțin? Hai să vedem cât te facem. Păi dacă tot ai venit să facem un challenge de sport, mamă, bagă și monstru cu noi? Asta e, frate, da, e concurezi? Da, felicitări. Te-ai un frate, rec. Eu una, zic eu una și o pui sau dacă nu o pui, nu mă interesează. Ești singur. Hai. Ia măi, dă și fratele. Ia uite, fratele. Bune, bunule, dragul, să nu pleznești pe aici. În curte la domnești, la popa. Vezi că e tare domnești ăsta. 3, 2, 1 și... 2. Ia tot picant, 3. Ia tot picant, ia tot picant. Ia tot picant, doar. Aia! Aia zic! Ia, tati! Uite, ce înseamnă să-ți mă! Aia zic, băiatul meu! Mă, răi, săracă! Am văzut mai mult așa un pic? Și-a mi-a băgat capul, mi-a băgat capul la popăneț! Asta că după aia ne-am încălzit pe ce? Dar acum e ce trebuie. Vezi că ne-am făcut și piept ieri. Nu mai puteți, mă! Jacksona, dacă nu, că mă motivează, băi, că stai, mă, capte bunule, care ești de nebun! Nu știu cum ne ridicăm de aici? După toate urși! Urși! Nu mai pământ să moară, să înțepărească! Gata, da. E și normal, campionul să fie campion. Mamă, să eu la 749 bine, de ani mă simt bine. 749! S-a terminat. Suntem și noi bine? Câți ani ai, frate, apropo? 25. Mulțumesc, bravo, forță. Forță. Jonuțule, hai să facem și o chestie frumoasă, dacă toți suntem aici trei urși. Mai faceți, mă, o flotare acasă, mai faceți ceva. Da, trebuie. Sunteți conștienți că... sportul. Atât timp cât vă place, e o muzicală super simplă. Atât timp cât vă place ce vedeți la alții. Try it.